Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Este alături de noi în această seară domnul profesor Marius Buzera, președintele Fundației Cultural-Științifice Gheorghe Magheru, cărui spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit! Emisiunea noastră, fiind și mai la început de an, pornește de la o idee care, iată, nu-și găsește, să spunem așa, leacul pe meleaguri românești. Și anume, vedem de fiecare dată, noi de fiecare dată schimbați ministrii educației, dar și premierii și chiar președinții și fostul și actualul, care spun că în România educația este o prioritate națională, că facem totul în această direcție. Numai că în momentul când ne uităm la bugetul alocat educației, nu prea este așa. De exemplu, în România avem de foarte mulți ani o lege care, de fapt, din 2011 spune că ar trebui să fie 6% din PIB alocare și nu avem decât aproape 3, nici 3. Da, în ultimii ani cam până în 3 am avut. Cum vedeți această situație? Pentru că dacă nu avem finanțare, cum să putem avea pretenții la performanță sau să ne batem cu alte țări? Tot vorbim că ați avut și aveți multe proiecte cu alte țări și cunoașteți experiențele de acolo. Cum să încercăm să concurăm chiar cu țările vecine când alocațiile lor bugetare pentru sectorul educației sunt mult mai mari? Este greu. Toate țările europene și în special cele din vest au un sistem de educație nu numai că este foarte bine pus la punct, dar este foarte bine relaționat și ancorat în realitățile economice, în realitățile sociale, nu numai ale țărilor respective, dar și ale întregii comunități europene. De exemplu, fiecare elev știe foarte clar, este preluat din primele clase, și asta vorbesc de imediat după grădiniță, și încearcă să-i se găsească un traseu educațional ca până la finalul liceului, până la finalul, la finalul gimnaziului, să fie repartizat către unitate de învățământ căruia îi se potrivește, iar la finalul întregului traseu educațional să se integreze foarte rapid pe piața muncii, să devină... Pe piața muncii din țara respectivă. Din țara respectivă și, atenție, nu numai în țara respectivă. Deja, dacă vă aduceți aminte, inclusiv doamna ministru spunea acum câteva zile că ar trebui să ne gândim atunci când vorbim despre, când ne gândim la ce învățăm copiii noștri, că practic elevii pe care noi pregătim acum nu o să facă viața exact, să nu o să utilizeze exact aceste competențe și abilități pe care ei și le formează, eu știu, în liceu, că s-ar putea ca ei să trească să-i pregătim pentru meserii care încă nu există, pentru meserii care vor apărea în viitor. Și atunci ar trebui cumva apăsat mai mult pe anumite competențe care în vest sunt foarte importante și la mare preț, vorbim de aceste competențe prin care se urmărește învățarea pe tot parcursul vieții. Da, acum e de discutat. Am văzut o cifră care m-a lăsat în ultimii ani. Din România au plecat 500.000 de tineri formați în România și au găsit un loc de muncă în Occident doar în ultimii ani. Mă refer la vârsta până în 25 de ani. Mie mi se pare enorm. Da, este o cifră mare, dar acum ar trebui disecat un pic această cifră și văzut dacă nu cumva mulți dintre aceștia lucrează sau s-au angajat, au reușit să găsească de lucru în țările din vest cumva ca necalificați și nu în meseria în care s-au format în România, pentru că atunci este un lucru chiar mai rău. Știți cum este? E normal ca un meseriaș bun, la un moment dat, să-și dorească, sau un profesionist bun, să-și dorească ceva mai mult și, dacă este solicitat, să lucreze undeva în vest, într-un anumit mediu, într-un anumit spital, pentru un salariu mai mare, eu știu, pentru recunoașterea sa profesională, să-și dorească acest lucru. Dar în momentul în care te duci să faci, te pregăti pentru ceva și faci o muncă necalificată sau muncă prost plătită, mă rog, pentru noi este probabil bine plătită la nivelul salariilor noastre, dar ar trebui văzuți foarte bine acești oameni care pleacă, de ce pleacă, pentru că dacă lucrează, dacă s-au pregătit în meseria de electrician și ajung în vest și lucrează ca electrician, este un lucru foarte bun, dar am anumite dubii că la 18 ani un elev care a fost format este de pe băncile școlii, să zic, cu specializarea de electrician,
ajunge direct în vest și este și încadrat pe această meserie. Da, vorbeați dumneavoastră mai devreme de traseul educațional pe care este cunoscut în alte țări. Păi la noi nu prea l-avem, deci totul în afara faptului că ni se schimbă legea de 3-4 ori într-un ciclu de 12, am avut o lege schimbată în 2011, vom avea alta probabil în 2019 și alte schimbări, am avut un plan de un plan cadru schimbat la gimnaziu acum 2 ani și acum vrem să-l modificăm din nou, deci avem foarte multe, să zicem, variabile, dar tânărul nostru se pregătește pentru piața muncii din vest, cam ăsta e traseul educațional, finalitatea traseului educațional, asta nu e în regulă în momentul de față, dar eu aș vedea și partea plină a paharului, chiar dacă, să zicem, în vest sunt forță de muncă necalificată sau ceva de genul ăsta, cu ce se face la noi, deci se descurcă să lucreze în vest, nu prea mai sunt să lucreze în România, pentru că vedem, deja avem foarte multe locuri de muncă care nu se mai ocupă și trebuie să încercăm să importăm dinspre Asia sau alte lucruri. Dar, de fapt, care era ideea și puneam de la această alocație? Ne lipsește o strategie, ce vrem să facem cu acest lucru și, practic, șansa noastră la un învățământ de calitate și o să mergem apoi pe partea de unde avem probleme cele mai mari pe învățământul profesional și tehnologic, șansa noastră rămân doar fondurile europene. Pentru că alocațiile care se dau în momentul de față de stat abia acoperă necesarul, poate la limită de avarie, de funcționarea școlilor. Că ne întoarcem iar la costul per elev și acolo sunt alte probleme. Dar ca să facem ceva și să ținem pasul cu vecinii în primul rând și apoi cu toate țările din Uniunea Europeană, e nevoie de mai mult. Da, exact așa cum spuneți, fondul european constituie o supapă, să știți, foarte eficientă, foarte eficace, iar școlile noastre profită și sistemul educațional din România profită din plin. Dacă în permanență auzim că România nu reușește să atragă fonduri sau în fiecare suntem bombardați tot felul de informații, că am pierdut nu știu câte sute de milioane, că sigur vom mai pierde, în domeniul educației noi cred că suntem campioni și nu e prima oară când cei de la Agenția Națională spun că când au întâlniri cu cei de la reprezentanțe la Bruxelles și se vorbește despre proiecte europene, proiectele din România sunt undeva la un nivel foarte înalt și sunt puțini care reușesc să facă astfel de proiecte la un nivel atât de înalt calitativ. Iar din acest punct de vedere este un lucru foarte bun, pentru că astfel se asigură pentru foarte multe cadre didactice oportunități de formare, oportunități de a lucra împreună cu alte cadre didactice, de a observa ceea ce se întâmplă și de a, prin parteneriatele încheiate, să relaționez astfel actul educațional din instituțiile noastre la ceea ce se întâmplă în vest. Și nu mai vorbesc aici de facilitățile fantastice puse prin acest proiect Erasmus la dispoziția liceelor tehnologice, care oferă oportunitatea acestor instituții să-și trimită elevii aproape oriunde în Europa să-și realizeze stagiile de practică, lucru care este ceva deosebit. Da, și unde, să zicem, și la Târgu Jiu, unde problema activității economice este mai dificilă, dar în general te poți forma câteva săptămâni într-o școală de top, într-o unitate de top și tinerii respectivi văd ce se întâmplă în vest, văd cerințele și unii dintre ei vor merge, clar, pe piața muncii, vor aplica pe piața muncii europene, nu neapărat pe piața muncii din România. Da, este o șansă foarte mare pentru un tânăr, pentru că dacă vorbim, de exemplu, de clasa 10-a sau de clasa 11-a, unde elevul are oportunitatea, de exemplu, dacă ar sta în România, ar face practica 3 săptămâni undeva într-un eventual, ori în atelierele școlii, laboratoarele școlii, ori undeva într-un agent economic mai mic, care poate nu are oportunitatea să le ofere tutor de stagiu, bază materială. În schimb, acest lucru constituie un avantaj fantastic de mare pentru aceste instituții care operează în special în mediul rural sau în orașe mici, cu un mediu economic puțin dezvoltat, pentru că oferă oportunitatea tinerilor să-și desfășoare nu numai, să-și desfășoare întregul stagiu de practică în instituții de mari, de dimensiuni mari,
cu tutori de practică bine pregătiți și mai mult să fie evaluați în aceste, în condiții, în niște condiții deosebite. Pentru învățământul tehnologic este un lucru extraordinar. Și în plus, prin aceste proiecte, profesorii pot să, în special profesorii ingineri, pot să facă aceste activități de job shadowing, un fel de profesor din umbră care participă în asistență la ore în diferite școli din străinătate, lucrează cu elevii, cu profesorii de acolo la diferite materiale didactice, având șansa ca la întoarcerea în țară, în liceul lui, să îmbunătățească și să contribuie din plin la promovarea unei dimensiuni europene în actul educațional al acelei, furnizate acea instituție. Aveți în ultimii ani o activitate foarte laborioasă pe aceste proiecte, cu rezultate foarte bune, derulați foarte multe proiecte în cadrul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, a Fundației Cultural-Științifice Gheorghe Magheru. Ce ne puteți spune din experiența dumneavoastră referitor la, am văzut să zic, concluziile generale, dar acum venind, să zicem așa, în partea de amănunt, ce sesizați la momentul când aveți aceste stagii de practică în diverse țări? Cum e comportamentul elevului român, cât de bine se adaptează el la ce se întâmplă acolo, care este, să zicem, poziția partenerilor străini față de elevii din România. Da, Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, prin conducere și prin toate cadrele didactice, încearcă să implementeze un număr cât mai mare de proiecte, pe cât mai multe domenii și specializări, astfel încât să facilităm accesul unui număr cât mai mare de elevi care să beneficieze de aceste oportunități de mobilitate. Și aici, de obicei, încercăm să ne dezvoltăm și să aplicăm pe două direcții. Una dintre direcții este asigurarea de stagiuri de practică pentru elevi să nu se mai facă în țara noastră, instituții din țara noastră, să se facă în instituții din străinătate, Germania, Italia, Spania, Polonia, iar în Portugalia. Iar în ultimii ani am reușit din plin acest lucru și vă pot spune că elevii, în momentul în care participă la un astfel de stagiu de practică de 3-4 săptămâni, după aceea se schimbă total, pentru că ajung într-un mediu de lucru foarte serios, unde munca este foarte prețuită, lucrează cu specialiști din domeniul respectiv, de multe ori cu elevi din țara respectivă sau din alte țări care se află, la fel ca ei, acolo să-și desfășoare stagii de practică. Și atunci văd cât de respectată este munca, cât de prețuită este, și atunci își schimbă foarte mult atitudinea, nu numai față de școală, dar și devin mult mai responsabili cu propriul lor dezvoltare personală și profesională. Iar asta este un lucru foarte bun. Chiar anul trecut, în vară, am fost cu niște elevi de clasa 10-a. Clasa 10-a, asta înseamnă vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Și chiar astăzi, în această seară, am avut ore la ei și mi s-au părut că sunt total schimbați față de acum un an, mult mai responsabili, cu picioarele pe pământ, știu ce vor, în permanență întreabă de noi oportunități de participare în mobilități, de concursuri, de diverse activități ale școlii, iar asta este un lucru foarte bun. Pe de altă, asta ar fi vorba despre proiectele prin care încercăm să asigurăm stagii de practică în instituții și mai avem alte activități prin care încercăm să îmbunătățim strategiile didactice din cadrul instituției noastre, lucrând în parteneriat cu colegi din mai multe școli, urmând ca la final aceste produse didactice să fie valorificate în cadrul instituțiilor noastre. Ce parteneri aveți acum la nivelul județului și ce parteneri aveți la nivel european? Printre cei mai importanți, pentru că din câte proiecte aveți, cu siguranță sunt prea numeroși să ne amintiți pe toți. Da, în momentul de față, de exemplu, în această vedere a dezvoltării unor materiale didactice, lucrăm împreună cu
8 școli din diverse părți, din diverse țări, din 8 țări, Portugalia, Italia, Turcia, Estonia, Macedonia și altele. Și încercăm să... Slovenia. Și încercăm, de exemplu, urmărim în ambele proiecte, încercăm să aducem, să îmbunătățim actul educațional odată prin introducerea în activitățile de predare, învățare, evaluare a tehnologiei informației. Se vorbește tot mai mult despre competențele secolului 21, despre comunicare, despre colaborare, despre gândire critică, competențe digitale. Și atunci, ăștia sunt, conform Uniunii Europene, ăștia sunt noile competențe care ar trebui formate. Cum, pentru a forma aceste competențe, folosind studiile efectuate în Uniunea Europeană și numai la nivel mondial, arată că folosirea tehnologiei informației poate aduce un aport deosebit. Motiv pentru care încercăm, lucrând împreună, să descoperim și să identificăm soluții tehnologice care pot fi integrate în actul educațional, care apoi să fie valorificate atât în activitatea de predare și evaluare, dar și în activitatea de învățare a elevilor. Acum, toate aceste produse vor fi validate prin activități de învățare, de predare, învățare, evaluare, astfel că elevii vor participa la în Italia la în cadrul unui proiect, unui timp de pe durata 30 de ore li se va preda informatica, dar un pic altfel. În Lituania, în Estonia, elevii vor li se va preda biologie, dar la fel altfel, folosind aceste tehnologii, iar în Turcia și Portugalia se vor preda resurse naturale, discipline din area tehnologiei, resurse naturale, protecția mediului, iar în Macedonia se va preda matematica, tot pe durata 30 de ore. La final, elevii vor veni cu notele obținute, se vor trece în catalog în baza unor memoranduri încheiate anterior. Da, din ce am văzut, mai multe unități liceale gorjene au folosesc această oportunitate de a-și forma elevii în aceste proiecte europene. Problema care se pune la acest moment este dacă nu cumva avem așa un șoc în momentul când pleci de la realitatea românească și treci la cea din Portugalia, cea din Spania, cea din Anglia, cea din Germania. Da, realitatea este, într-adevăr, sistemul lor este, sistemele lor de educație sunt foarte bine finanțate. Chiar în această perioadă derulăm un proiect și 8 profesori din Turcia, Slovenia și Portugalia lucrează alături de colegii noștri, inclusiv în asistență și predare la clasă în cadrul instituției noastre. Și, într-adevăr, din ce am observat, la ei lucrurile se petrec un pic altfel, tehnologia este mult mai prezentă. De exemplu, liceul din Istanbul cu 1800 de elevi ne povesteau că în fiecare an elevii de clasa nouă primesc o tabletă și aplicațiile software și adică software necesar pentru a fi utilizat. Liceul sloven, la fel, ne povesteau că bugetul este atât cât este nevoie, nu există un buget și se poate cheltui atât cât este necesar, neavând astfel de constrângeri, iar liceul portughez beneficiază de niște dotări absolut excepționale. Este clar că ca și bază materială suntem undeva departe și că mai avem multe de făcut, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm deoparte, că nu trebuie să aplicăm pentru școli, trebuie să stea deoparte, să nu aplice pentru proiecte europene, să nu încerce să desfășoare tot felul de activități prin care să atragă fonduri, prin care să-și dezvolte baza materială.
Și într-adevăr, în județul Gorj, în ultimii ani, a reușit foarte mult la atragerea de fonduri europene prin aceste proiecte europene în învățământ, ceea ce este un lucru foarte bun, atât pentru școli, dar mai ales pentru elevi, și pentru că elevii cu siguranță se vor schimba în urma unei astfel de participări într-o astfel de mobilitate. Am înțeles. Acum suntem în, cum spuneam, beneficiem de această experiență a fondurilor europene, uneori o și valorificăm, însă dacă privim, să zicem, în perspectiva mare, ce înseamnă învățământul românesc și ce înseamnă proiectele europene, importanța lor, strict prin numărul de elevi implicați, de profesori, chiar de fondurile implicate, vedem că suntem încă departe de ce ar trebui să fim. Acum, ce putem învăța din exterior și acum la nivel macro, pentru că aveam exemplu acesta, avem o legislație instabilă, nu avem acel profil pe care să-l vedem, profil educațional al copilului care pleacă din învățământ sau din grădiniță și ajunge până la liceu sau la facultate. Ce ar trebui făcut în această direcție, mai ales că suntem acum în faza, în două luni, până la sfârșitul lunii martie, ar trebui să avem un nou proiect de lege a educației, ceva general din ce am înțeles, urmând ca după aceea să apară niște legi mai detaliate pe anumite sectoare, deci se încearcă o nouă strategie, să zicem. Da, cred că atunci când vorbim despre România, vorbim despre abandon școlar foarte ridicat. Iar abandonul școlar, într-adevăr, în România nu este mare atunci când vorbim de gimnaziu, deși este față în Europa, este unul destul de mărișor de medie la Uniunea Europeană, sau la liceu, iarăși este unul măricel. În schimb, la facultate este cu adevărat o problemă. Iar acest lucru se întâmplă cu precădere de faptul că elevul nu este ghidat, nu este îndrumat și nu este ajutat să-și descopere toate posibilitățile. Pentru noi, noi încă urmărim rezultatele elevului la matematică, la o altă disciplină, dar nu urmărim activitatea elevului ca întreg, pentru că contează foarte mult și cum acesta relaționează, contează foarte mult și disciplinele și limba străină, și atunci poate că elevul, dacă ar fi îndrumat, ar fi ghidat, prin activități extracurriculare, prin eu știu, tot felul de alte lucruri, probabil că acesta ar fi, probabil că nu ar mai confrunta cu un astfel de abandon școlar, pentru că atunci când elevul ajunge într-un loc și nu-i place ce se întâmplă acolo, nu-i place ceea ce învață, cu siguranță el ori va abandona, ori va fi nefericit și nu va depune tot efortul ca să aibă activitatea școlară să fie cu adevărat un succes. Acum spuneați că legea educației se va modifica. Sper că acum, chiar dacă se va modifica legea educației, sper ca să se țină cont să se țină foarte mult cont de părerile profesorilor, de părerile elevilor, a părinților, a agenților economici, pentru că până la urmă școala este a comunității, școala lucrează în folosul acesteia și în folosul elevilor și al părinților, al agenților economici. Și sper ca această lege a educației să nu fie făcută doar în folosul unei părți, pentru că atunci nu vom continua decât ca elevul pe aceeași direcție în care elevul vine la școală, este nefericit, nu își descoperă potențialul și... Bine, aici este și problema și, de fapt, de ce vă aduceam în discuție chestia cu noul proiect al legii educației, pentru că se propun unele lucruri, un bacalaureat diferențiat de care se tot vorbește de ani de zile, și cred că pe acest sector, pe învățământul tehnologic, trebuie făcut mai mult. De exemplu, noi nu respectăm nici în Gorj, dar cu siguranță nici la nivel de țară, acea medie europeană creată undeva, învățământul teoretic liceal, să zicem, la un nivel de cam 40%, e la nivelul Uniunii Europene, și 60% e învățământul tehnologic.
recomandarea exista cumva și la noi în învățământ, dar noi în continuare există cumva forțarea pe învățământul teoretic și cumva învățământul tehnologic rămâne o cenușăreasă, deși de el este foarte nevoie pe piața muncii. De aia ne avem, să zicem așa, ne plângem că nu avem forță de muncă sau pleacă în necalificată să lucreze, e adevărat, pe salarii mai bune în Occident. Da, acum este clar că legea educației trebuie, probabil că trebuie schimbată, dar eu cred că tot sistemul educațional trebuie cumva schimbat, pentru că eu cred că nu numai profesorul are o anumită inerție, dar și eu cred că și întreg sistemul educațional a rămas undeva abordat în realitățile trecute și cu siguranță trebuie total reorganizat, începând cu activitatea profesorului de la clasă, care trebuie să facă elevul să se simtă bine. Dar nu poți să faci elevul să se simtă bine la școală dacă profesorul trebuie să predea aceeași tematică ca acum 30 de ani, dacă trebuie să se predea aceeași materie ca acum 40 de ani, dacă trebuie să se predea în același stil cu tabla și creta ca acum 30 de ani sau mai mult. Acum sunt alte vremuri, comunicarea cu creta și tabla este de mult depășită și abandonată în sistemul educațional vestic. Noi încă ne încăpățânăm să punem acea catedră. Avem ce pune, întrebarea acum, avem ce pune în loc la acest moment, strict material? Este greu. Nu cred că avem ce pune în loc, din păcate, dar știți cum este, dacă de fiecare dată facem o lege și nu încercăm să modificăm totul și nu finanțăm sistemul și doar cârpim de aici pe acolo, nu vom ajunge prea departe. Pentru că degeaba, știți, vorbim despre competențele secolului 21, dar competențele secolului 21 nu se mai pot forma cu tabla și creta. Sunt deja depășite. Comunicarea cu elevul nu trebuie să mai fie... profesorul trebuie să se schimbe, să accepte această comunicare. Elevul trebuie să se schimbe, familia trebuie să se schimbe. Elevul trebuie atras către școală, să devină partener și să fie conștientizat de importanța traseului său educațional, inclusiv familia. Păi avem o problemă, da, cu petrecerea timpului la școală. Da. Sunt două teorii opuse în România și acum am ajuns să le abordăm pe amândouă. În sensul că acum 2 ani s-a aprobat la gimnaziu un nou plan cadru care prevede de la 26 de ore la clasa 5-a undeva la 34 maxim la clasa 8-a. El, în momentul de față, este la nivelul clasei a 6-a, se aplică, începând de anul viitor școlar, se aplică la clasa 7. Între timp, adepții ceilalți teorie ca copilul să petreacă cât mai puțin timp la școală au venit cu varianta, nu domne, tăiem 20 la învățământul primar, 25 la gimnaziu, 30 la liceu. Dar așa, cu barda, fără să ne referim la conținuturi, la programe, la nimic. Avem vreun viitor cu asemenea măsuri? Nu. Să nu uităm că acea lege a fost deocamdată reîntoarsă la Parlament. Ea este pe țeavă, cum se spune. Niciuna. Nicio șansă. În primul rând, când modifici, trebuie să pleci de la ceea ce vrei să ajungi. Și iar dacă vreau ca o anumită persoană, un elev la anumită vârstă să aibă anumite competențe, abilități, atitudini, cunoștințe, trebuie să urmăresc apoi pe tot traseul său educațional ca pas cu pas să capete acestea, să le dobândească prin activității care să fie relaționate pe orizontală cu alte discipline. E o abordare de pompier, să tai, ce tai, cum tai. Trebuie să pleci de unde trebuie să ajungi. Să noi nu urmărim unde ajungem. Deci pur și simplu facem ceva de la un an la altul, de la un ministru la altul, că fiecare vrea să știe că el a modificat, la miniștri mă refer, că a modificat legea și ne trezim în situația că începem nu știu câte reforme, dar de fapt nu facem nimic. Când normal ar fi să avem o schimbare după o anumită generație, adică măcar absolut să avem un traseu, acel de vorbeam mai devreme, să-l avem ăla de 8-12 ani, să știe când merge în clasa întâia ce va face la liceu. Ori la noi nu se întâmplă chestia asta.
Aveți perfectă dreptate. Nu putem să spui, de exemplu, la clasa 8-a, ok, renunț la o oră de matematică ca să stăm mai puțin la școală. Pentru că, ok, dar ora aceea de matematică, dacă nu se schimbă nimic, în clasa 9-a eu avem nevoie ca elevul să aibă anumite cunoștințe, iar elevul va veni cu o anumită lipsă. Profesorul de clasa, în clasa 9-a va considera că elevul are acele cunoștințe. Sau dacă reducem numărul de ore și materia rămâne la fel, iarăși nu este în regulă. Păi, avem la 5-a, 6-a, unde se aplică. Acum s-au făcut niște conținuturi în care știm că într-a 7-a se învață ceva, într-a 8-a ceva, ca să completăm totul unitar pe gimnaziu, da? Ori în momentul când de la o clasă la alta face a 5-a că va urma cumva, așa știm la momentul ăla, a 6-a, 7-a, 8-a, iar după aceea, după a 6-a sau după a 7-a, s-a schimbat totul. Deci, practic, vor lipsi din bagajul copilului cunoștințe. Deci nu va ajunge să le facă. Nu știm cum le face sau cum le... Absolut. Toate disciplinele trebuie corelate. Informațiile trebuie să ajungă la elev. Eu știu, ar trebui abordarea asta să fie matematica, să nu fie doar matematica și să fie cumva... Transdisciplinar, până la urmă. Da, până la urmă trebuie transdisciplinar. Adică, pentru că dacă degeaba îl înveți pe elev matematică, dacă și să-i arăți anumite lucruri, dacă nu ai timp, pentru că nu ai acest timp, sau materia nu prevede, că și nu-ți arată cum îți poți tu integra sau cum poți tu valorifica cunoștințele de matematică în alte discipline sau în viața de zi cu zi. Și atunci, iată de ce la acele testări PISA suntem undeva la coada Europei, sau nu la coada Europei, mă refer la coada clasamentului tuturor țărilor testate, în ultima parte. Pentru că, iată, testările PISA urmăresc, în primul rând, cum integrezi, cum valorifici informația. Experiența practică, da. Informația să o aplici în ce aplici. Da. Iar noi abundăm în teorie, nu arătăm copiilor că cum se poate valorifica informația, pentru că în momentul acela, cu siguranță, informația ar fi mult mai ușor sedimentată și înțeleasă de elev. În schimb, noi considerăm că trebuie să tai, dar unde tai, cum tai, rezolvi problema dacă tai o oră la matematică sau dacă tai o oră la română sau dacă nu mai faci... De disciplină, da, la care da, se un taie. Exemplu. Dar română și matematica sunt, cel puțin la gimnaziu, pe ele se face evaluarea de admitere în liceu. Da, am dat un exemplu, dar cu atât mai mult. Iată. Nu știu dacă pur și simplu poți să pleci. Într-adevăr, foarte multă lume spune că elevul să stea cât mai puțin la școală. Ok. Și eu spun că poate fi un punct de vedere, dar eu consider că elevul poate să stea mai mult la școală, dar să stea și să se bucure că stea la școală, să facă activități, să schimbe modul de predare, să-l atragă activitățile, să fie integrat în o grămadă de... Dar aici vorbim de bani. Da, și... păi aici e problema. Avem și aveți experiența unor proiecte chiar cu țările vecine, cum este învățământul integrat acolo, că se petrec mult mai multe ore la școală, dar acolo se ia masa, acolo se petrec și alte activități. Deci copilul nu este aruncat în stradă, nu este la cârciumă. Da. Pentru că aici e problema. Noi reducând de la 6 ore pe săptămână, de pe zi, la 5 sau la 4, ce va face automat după? Copiii respectivi. A, venim și a zis ministerul că e posibil să găsim soluția cu after school-ul gratuit. Păi bun, dar after school-ul trebuie să funcționeze undeva. Deci trebuie să ai spațiile necesare. Dacă în mediul rural, să zicem că există, pentru că numai numărul de copii a scăzut fantastic, deci sunt spații excedentare. În mediul urban, în general, sunt probleme cu spațiile, pentru că de aia sunt mai multe schimburi. Deci nu e o soluție la acest moment. Sau este o soluție, dar cu partea financiară. Apoi, a veni cu varianta ca copilul să nu mai stea atât la școală, dar să nu-l avem nici într-un after school și să-l avem aruncat în stradă sau la alte tentații, practic pierdem generația respectivă, pierdem copiii respectivi. Eu cred că niciun respectiv. Părinte nu-și dorește ca copilul său după 4 ore la școală să plece și sau să nu aibă temă. Sau, nu, eu cred că trebuie făcut, restructurat totul și aranjat de așa natură încât elevul să se bucure și să vină
încânta la școală, că trebuie să lucreze, că trebuie să învețe, că poate face o grămadă de activități, să se bucure de tot ceea ce îi se întâmplă. Va fi greu să... Eu înțeleg că încercăm să-i motivăm cu treapta a doua, poate vom lua bacul sau... Eu nu cred că nici asta nu ne va ajuta. Aici e o discuție, ați adus în discuție o găsență, să spunem așa, se tot discută acum pe noua lege, pe treapta a doua, pe, să zicem, un examen la clasa 10 care ar putea fi un fel de treapta a doua dinainte. Bun, e o soluție, pentru că noi avem testări și la a doua, și la a patra, și la a șasea, care nu știm ce facem cu ele, dar le dăm de câțiva ani. Acum, a 8-a, oricum o aveam evaluarea națională, acum vom avea și la a 10-a, să zicem, și la 12-a este bacalaureatul. Pe de o parte, testările, iată, s-au mulțit, dar, văzând rezultatele la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat, constatăm că ce învață copilul este din ce în ce mai redus, adică ca și volum, ca și importanță. Rezolvăm cum mulțim testările? Nu rezolvăm. Până la urmă, poate pe scurtă durată să obținem un plus la examenul de bacalaureat, dar cred că își va pierde foarte repede. Vom pierde foarte repede. Trebuie aplicat ceea ce se întâmplă în vest. Iar în vest au schimbat totul. Încearcă să aducă elevul să fie parte, să-l facă interesat. Dacă nu vom face asta, prin abordări didactice, prin tehnologie, prin activitățile care se întâmplă la școală, pentru că noi întotdeauna considerăm că elevul va învăța, doar un elev știe dacă învață matematică sau eu știu, sau chimie, sau mai știu, dar elevul... Bine, e pe uneva logic... Elevul contează foarte mult dacă elevul știe o limbă străină, dacă elevul știe, eu știu, și altceva, știi? Învață și alte discipline sunt la fel de importante. Am ajuns să considerăm discipline importante și discipline neimportante. De ce geografia nu este importantă? Pentru că dacă tot ne lucrăm cu harta, elevul nu mai este atras. Dar acum sunt o grămadă de aplicații prin care poți să faci prederea acestei discipline altfel. Sau de ce geografia nu poți preda undeva într-o drumeție sau într-o excursie sau să nu poți... că nu avem bani. Da, este... Ajungem la aceeași lipsa de fonduri. De asta e nevoie de la diferența aceea de la 2,8-2,9 până la 6. Dacă am avea acești bani, în câțiva ani, lucrurile cred că ar merge pe un făgaș normal, iar investițiile ar putea să ne aducă și after school-uri și dotările acelea, table inteligente și laptopurile de care vorbea doamna ministru Ecaterina Andronescu. Suntem după zilele cu Ecaterina Teodorescu, de-aia am făcut această confuzie. Deci, e o problemă cu aceste dotări. Știm acum câțiva ani în care se vorbea că toate clase, un anumit nivel, clasa a treia sau ceva, va primi tablete, așa cum se primesc în Slovenia, parcă a spus dumneavoastră. Și în Slovenia și în Turcia. Da. Nu s-a întâmplat nimic de acest gen și a început niște programe pilot pe la câte un, la noi, cred că la Tudor, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu a început ceva de acest gen, dar a rămas la nivelul de început și nu s-a mai continuat nimic. De ce vorbeam până la urmă? Există fonduri europene și decât să luăm, să zicem așa, acele licențe de se tot anchetează de către DNA de ani de zile, cumpărăm niște licențe pentru calculatoare care le aveau, nu ar fi mai simplu să facem investiții și în partea informatică și în toate celelalte din școli? Pentru că în momentul de față cumpărăm soft, să spunem, cu bani grei, dar le aplicăm pe niște calculatoare de 10-15 ani vechime, care știm foarte bine că nu mai fac față cerințelor. Din păcate, liceele din Gorj, marea majoritate, au o bază materială în domeniul acesta foarte învechită. Vorbim de sisteme de calcul cu o configurație la nivelul acum 10 ani, ce asta înseamnă undeva prin 2008. Nici nu știi cât, nici nu poți să cumperi un soft nou pentru că, sau de ultimă generație, pentru că acesta are niște anumite cerințe care nu mai pot fi îndeplinite și atunci cu siguranță va trebui să cumperi ceva mai vechi, ceva care nu mai e de actualitate. Bun, da,
ministerul sau, nu știu, un ONG. Un ONG cum e cel care îl conduceți dumneavoastră, dar acesta este mic, să zicem, la nivelul județului da. Gorj. Dar la nivel de țară, cele de importanță națională, n-ar putea depune un proiect prin care toate școlile să primească, nu știu, câte un laborator de informatică, cu ajutorul Ministerului Educației. Nu cred că doar ministerul poate să aplice într-un astfel de proiect atât de mare. Da, da, decât să luăm internet în școala ta, acel proiect care s-a dovedit un fiasco și care a costat enorm milioane de euro și acele linii de internet în școala ta nu merg și nu, astea sunt arse sau ceva de genul ăsta. Deci, decât așa, mai bine luăm să facem ceva concret de la calculatoare până la sau diverse alte materiale, table inteligente, diverse alte lucruri care atrag copiii. Altfel, suntem obligați să mergem pe aceeași cretă și tablă, de multe ori nu există bani nici pentru cretă în școlile din Este foarte greu să, de exemplu, să predai istoria, să folosești laboratorul de informatică pentru ca să aduci un pic de tehnologie în acțiunea de predare, iar tu să folosești un calculator din 2008, iar gândiți-vă câți elevi acasă m-au calculatoare din 2008. Sau un telefon din 2008 sau o tabletă din 2008 care pornește după câteva minute, care abia se încarcă. Deci, din start, risc să-i pierzi, care se blochează. Și atunci este clar că trebuie făcute investiții majore, dar aceste investiții majore costă. Și iarăși ajungem la partea de buget. Pentru că, vedeți, dacă noi atunci când vorbim despre să folosim tehnologia în școli. Și, de exemplu, cum fac partenerii noștri când le dau la fiecare elev acele tablete, dar acele tablete sunt însoțite de software. Acest software este în permanență upgradat, aceste upgradări costă, sunt patch-urile, este cineva care asigură mentenanța, deci toate acestea au un cost. Noi ne-am obișnuit ca să cumpărăm o dată la 10 15 ani băgăm calculatoare, vedem cât țin și după aceea vedem... Nu, dar avem altă situație. Manualele noi de gimnaziu au acele CD-uri cu aplicații, cu astea, și de învățământ primar și de gimnaziu în general, mă refer pe cele 8-9 clase. În foarte multe cazuri, copiii au acasă tehnologie mult mai avansată care nu prea mai folosește CD-ul, nu prea mai folosește DVD-ul. Deci sunt deja pe stick-uri da. Și alte lucruri mai inteligente. Deci sau nu au laptopurile da. Lor, nu au acele dotări, știm, notebook-urile cum sunt acum. Da, trebuie să-ți cumpere special unitate ca să de, unități să externe ca da. Să le atașeze la calculator. Este clar că nu știu, acum vorbim despre, se vorbește despre lucru în cloud, despre servere, despre învățământul e-learning. Este clar că, de exemplu, toți partenerii noștri, profesorii au și elevii au conturi pe servere, elevii au acces în permanență pe servere la lecțiile lor, la materiale puse de profesori. Nu trebuie nimic să fie pe suport de hârtie, tema poate fi rezolvată în format electronic direct pe server, profesorul poate vedea imediat rezolvarea sau elevul rezolvă pe hârtie și o încarcă pe platformă, eventual poate să și observe în timp real cum lucrează elevul și să-i dea anumite informații la fel în timp real. Este clar că nu mai putem vorbi despre învățarea doar în fața clasei. Contactul dintre elev și profesor trebuie mutat dincolo și după ce se termină orele de curs. Deci este clar că nu mai putem vorbi, în nicio țară nu se mai merge ca elevul să stea în școală 4 ore, ci, din contră, elevul să stea în contact cu profesorul cât mai mult timp. Nu neapărat în activitatea de tip face-to-face în clasă și în activități care să folosească tehnologia informației. Suntem pe final de emisiune și avem mai multe mesaje. Unul dintre ele vă spune așa: felicitări distinsului nostru coleg pentru contribuția adusă la proiectele pentru învățământul gorjan. Experiența domniei sale ar trebui valorificată de toate școlile din Gorj. Da, dar să știți că sunt multe școli în Gorj care implementează și care au proiecte de succes. La nivel național, Gorjul stă foarte bine.
Da, avem și un mesaj, o să-l citim și pe acela, dar nu-i cu tematica emisiunii, e vorba de acel bullying în școli cu violența în familie, întreabă cineva. Bună seara, sunt o mică, vreau să întreb ce măsuri se pot lua atunci când copilul ți este bătut și amenințat de un cadru didactic, spune domnia sa. Primul rând, acea ceva nu trebuie să existe. Corect. Nu trebuie să existe în învățământ ca un elev să fie bătut de un cadru didactic sau amenințat în repetate rânduri. Sau eu cred că ar trebui să se adreseze, să încerce să vorbească cu profesorul respectiv, să meargă cât mai repede școala respectivă. Da, și psihologul școlii, sunt mai multe etape, dar normal nu ar trebui să se întâmple asemenea lucruri. Da, special de un cadru didactic, pentru că elevul trebuie să aibă încredere în cadrul didactic. Așa, spune cineva, calculatoarele din școlile gorjene sunt atât de vechi încât nu se mai poate face nimic cu ele. Da, atâta vreme cât sunt undeva la nivelul anilor 2008, vă dați seama că inclusiv să faci mentenanța, inclusiv să faci întreținerea atunci când se defectează o anumită componentă, este foarte greu să mai faci rost de ea. Foarte multe le iei de la, trebuie să le iei de undeva din alte calculatoare, din dezmembrări, este foarte greu, este pentru informaticienii școli, este o muncă cu adevărat dificilă. Nu neapărat repara, ci procurarea acestor componente. Iar aplicațiile, instalarea aplicațiilor este ceva. Da, mai spune cineva, sunt informații utile pe internet la care elevii noștri nu mai au acces decât cu telefoanele. Știți că în unele licee din Târgu Jiu se lucrează mai bine cu telefonul performant al elevului decât cu calculatorul de la școală. Da, sunt de acord cu părintele. Este clar că telefonul, cred că încet, încet ar trebui să învățăm să-l integrăm în procesul didactic. Dar nu așa. Ar trebui, în primul rând, elevul responsabilizat și conștientizat că ora este foarte importantă și că elevul poate fi o înaltă care poate să-l ajute și să-și aducă contribuția în ora respectivă. Dar, într-adevăr, poate fi utilizat. Da, și un ultim mesaj care între timp mi-a sărit mie, stați numai puțin să-l regăsesc. Spune cineva, interesantă dezbaterea dumneavoastră, proiectele europene trebuie folosite, dar ce ne facem că pregătim forță de muncă pentru vest, iar România rămânem și mai sărași și mai proști, cum spunea Brâncuș. Da, aici să știți că eu nu aș fi așa drastic. De exemplu, eu dacă un elev de-al meu reușesc să-l învăț carte și după se duce și se angajează în profilul pe care l-a terminat în străinătate și lui este mai bine acolo, să știți că eu sunt fericit. Pentru că dacă lui este mai bine acolo, înseamnă că noi toți ne-am făcut treaba și poate la un moment dat ce i-am dat noi acum ca țară poate va întoarce el când mai târziu când se va întoarce. Deci n-aș privi lucrurile că din păcate noi trebuie să învățăm să creăm pentru ei oportunități aici și nu să-i judecăm că își încearcă să-și găsească viitorul într-o altă parte. Da, cu siguranță această dezbatere ar trebui să continue și valorificarea fondurilor europene este foarte importantă. E una din oportunitățile acestea după integrare pe care nu o folosim așa cum ar trebui. Dar să știți că școlile, să știți, în special școlile din Gorj, o fac. Pe această notă optimistă, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă mulțumesc. Emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educație, a fost cu noi domnul profesor Marius Buzerea, președintele Fundației Cultural Științifice Gheorghe Magheru. Mulțumim pentru atenție, la revedere!